semestrului 2. Sigur, ați avut o vacanță scurtă, bănuiesc rodnică, măcar dacă v-ați relaxat, ceea ce sper că ați făcut. La începutul semestrului 2, de regulă, prezint și discut puțin, bună dimineața, rezultatele primului examen, pe care știți. Nu știu cum au fost la celelalte examene, însă primul examen de mecanica fluidelor a avut câteva caracteristici. Și aș vrea să vă prezint acest lucru în felul următor. Deci, dumneavoastră sunteți 135 de studenți în anul 2B. Dintre aceștia ați venit la examen 103, ceea ce înseamnă 76,3%. Din acest total, dumneavoastră ați promovat 43%. Adică au promovat 45 de studenți, ceea ce înseamnă 43% din cei prezenți. Iar note peste 8, până dimineața, au fost 6. Ceea ce înseamnă 13% din cei promovați. Aceasta este oglinda examenului. Ceea ce pe mine mă întristează, dar nu într-un mod definitiv așa. Nu este, aici este relativ normal. O leacă cam puțin. Dar dacă erau cam 50%, dacă mai treceam 8-5, erau 50% din cei prezenți. Ceea ce cumva mi se pare normal. Problema cea mai dură este că numai 6 au luat peste nota 8 și n-a fost niciun 10. Deci aici va trebui să lucrăm. Scopul meu este, sigur, de a ridica acest procentaj de aici. Însă ridicarea acestui procentaj să se facă prin ridicarea masivă a acestui adejun. Adică transferul să fie, de exemplu, măcar un 25% din cei promovați să aibă note mai mari. Oricum, din experiența pe care o am, întotdeauna pe semestru 2 rezultatele sunt sensibil mai bune. Acest lucru pentru că și dumneavoastră sunteți mai receptivi la modul meu de examinare. Poate și eu sunt mai indulgent, așa că mă gândesc, bă, dacă îl pic și pe ăsta acum, l-am finalizat. Eu nu știu în ce context, mă scuzați, și cum s-au făcut repartițiile studenților între anul 2B și 2A. M-am interesat și eu întotdeauna, sigur, iau și comparativ cu anul 2A. De ce fac acest lucru? Pentru că dumneavoastră cumva intrați în competiție cu ei. Sigur, lucrurile acolo au o altă față. Deci acolo sunt 154 de studenți, dintre care s-au prezentat 136, adică 88%. Aici nu e îngrozitor. Sigur, au venit mai mult la exact. Problema cea mai dură este că au promovat 115. Ceea ce înseamnă 84%. Și nu numai atât, dar peste nota 8 au luat note peste 8, 43 de studenți. Dintre care, ceea ce înseamnă 38% din cei care au venit. Sigur, nu comentez cifrele altora. De exemplu, între județul Slobozia, nu? O să fii șef în Slobozia,
asta nu înseamnă că intri mai departe de centura capitalei în București. Sau poți să fii, de exemplu, codaș la Sibiu și vedeți ce se mai întâmplă. Nu ești codaș ca la Sibiu, dar... Așa că aceste cifre, sigur, mie mi-atrag atenția asupra unui lucru. Ceea ce, pe, sigur, stilurile sunt total diferite, nu discut modul respectiv, însă ce vreau să vă spun este că anul trecut, de exemplu, nu a fost o diferență masivă. Treaba asta mie mă cam irită. Deci, anul trecut nu a fost... Era o diferență, adică întotdeauna aici sunt cifrele cele mai mici, însă erau relativ comparabile. Acum s-a produs un declic. Acest declic, sigur, o parte din responsabilitate o au cadrele didactice, dintr-un motiv pro sau contra, nu discutăm, dar... A fost, poate și din partea dumneavoastră, sigur, lucrurile vor fi gândite într-un final de ce s-a produs acest declic. Cum vedeți, practic sunt cam la jumate procentaje. Important pentru dumneavoastră însă este următorul lucru. Este, din punctul meu de vedere, sigur, cunoștința de bază. Dumneavoastră veți putea spune însă, cunoștință de bază, cunoștință de bază, dar până în coadă aia trec și eu pic. Vedeți? Deci asta este o gândire. Un mod de a gândi, sigur. Un alt mod de a gândi este că dumneavoastră aveți niște repartiții pe secții, probabil că v-ați înscris sau o să vă gândiți la acest lucru și acolo se face după notă. Nu știu la celelalte materii care este situația, dacă o să vi se spun, având în vedere că eu sunt primul. Sigur că se poate, mi se poate reproșa că de ce vă spun în primul rând, dar asta, cred că informația că e plăcută sau neplăcută, ea trebuie să existe, inclusiv plăcută sau neplăcută pentru mine. Deci cam aceasta este situația la această oră. Nu este îngrozitoare. Din punctul meu de vedere, nu este îngrozitoare. Revenim acum la câteva lucruri ca să le punem în ansamblul semestrului 2. Semestrul 2 întotdeauna are un anumit specific în cazul meu. Adică acest specific se bazează pe faptul că doresc să vă responsabilizez mai mult decât pe primul. Dacă pe primul a fost așa, să spunem, într-un fel sau altul cocoloșiți, în semestru 2, eu încep să vă responsabilizez în următorul mod. În primul rând, avem mai multe ore, avem cele două ore de curs, avem curs suficient să facem ce dorim la curs, avem laborator și avem seminar. Dacă laboratorul nu se va schimba în esență, adică tot același stil va fi, deci vă recomand să vă faceți toate temele și să vă puneți, să spunem, toată mintea la contribuție pentru a obține un rezultat mare, la seminar lucrurile vor fi diferite. Adică la seminar dumneavoastră se va lucra separat în funcție de ce doriți sau cum vedeți dumneavoastră. De exemplu, eu voi lucra în prima parte cu cei care nu au luat primul examen, să rezolv toate problemele de examen, dar să le rezolv la tablă, tu, ca student. Înțelegeți? Pentru că eu trebuie să mă convin că voi veți lua cu siguranță examenul. Adică dacă nici după chestia asta tu nu iei primul examen, înseamnă că, tată, du-te și fă științe politice. Pentru că altceva nu ți-e mai rău. Cu ceilalți se va lucra puțin diferențiat. Adică în funcție de dorințele dumneavoastră, da, există și această posibilitate, veți primi o temă pe care trebuie să o tratați pe baza unui articol și periodic vom avea întâlniri să discutăm tema respectivă.
sau veți fi prinși într-un program de introducere în calcul numeric a curgerilor fluide. Oricare din aceste două căi, dumneavoastră veți alege, va trebui să fiți responsabil vis-a-vis de activitatea pe care o aveți. Vom mai discuta aceste probleme când vom avea prima ședință de seminar. Sigur, ca întotdeauna, sunt deschis tuturor opiniilor dumneavoastră, însă așa cum v-am precizat, ca să închei această parte de introducere, scopul meu în al doilea semestru este următorul. În primul rând, toți care nu ați promovat examenul, prim, să aveți absolut toate condițiile pentru a-l promova în sesiunea respectivă. Deci, eu aș vrea ca lucrurile acestea să se încheie, odată că trebuie să ai anumite cunoștințe. Iar al doilea lucru pe care doresc este de a crește acest procentaj de note mari la examenul 2. Sigur, cei care intrați în programele respective trebuie să participați la sesiunea științifică de mecanica fluidelor, pentru a arăta într-adevăr ceea ce lucrați. Nici o problemă. Dacă aveți ceva comentarii, de exemplu. Vedeți, întotdeauna existența asta, am mai discutat cu colegii mei, dar sistemul nostru este de așa natură, existența a două serii. Evident, eu nu știu câți profesori comune ați avut. În anul 1 sau în anul 2 acum. Între seria A și B. Câți ați avut? Unul singur. Unul singur e comun. Deci este normal să existe diferențe. Acum nu se pot spune care sunt diferențele, dacă sunt în plus sau în minus. Dar acestea sunt condițiile sistemului de organizare. Sigur, în mod normal, trebuia ca toată seria dumneavoastră să aibă un singur cadru didactic, dar sigur, acest lucru implică existența unor anfiteatre mai mari, asta nu că ați venit toți la curs, dar în principiu este așa. Adică, din punct de vedere logistic, facultatea noastră și, în general, universitatea și universitățile românești nu sunt pregătite pentru astfel de moduri de acționare. Sigur, are și un sens negativ, pentru că cu mulți studenți vă pierdeți acolo și nu vă găsiți identitatea. Aici este o problemă de discutat. Sigur, programa este aceeași, dar dumneavoastră știți că, de exemplu, un film bun nu se vede atât la actorii principal. Că poți să-l plătești pe unul de exemplu. Se vede la actorul secundar. De exemplu, cum deschide ușa un servitor și pune paharul, o să vedeți, zice, bă, ce dracu face să deschide ușa, pune paharul și pleacă. Dacă urmăriți faza asta jucată de actori proști și de un actor foarte bun, vei simți imediat diferența. Vedeți? Poate să fie același subiect. Ecuația Navier-Stokes, de exemplu. Dar, practic, ea nu poate fi făcută matematic, sigur, e aceeași ecuație. Însă modul în care este prezentată ecuația depinde de specificul fiecărui cadru didactic. Iar modul de înțelegere depinde de capacitatea sau de interesul dumneavoastră. Cine am adus că? Cel mai bun film. Cel care l-a interpretat pe Stephen Hawking, parcă să cum. Eu am întrebat un lucru, ăsta e caracteristica tineretului studios. Întrebi un lucru și îți răspunde altceva. Eu am întrebat cine a luat Oscarul pentru cel mai bun film. Birdman. Da, foarte bun. Vă recomand să-l vedeți. De asemenea, și cine a luat pentru cel mai bun actor? Ia zi.
o tipă mai mare cu 20 de ani decât el. Eu vorbim bine că poate, nu știu, am fost și în sfârșit, n-am vorbit des în limba română în ultima vreme, dar cred că a fost clar. Deci pentru cel mai mare actor, cel mai bun actor, cine a luat? Nu știți? Pe mine mă cam mire chestia asta, să vă spun. De exemplu, eu prima dată care, ce am făcut eu azi de dimineață, să fac așa, m-am uitat pe telefon, să văd ce temperatură e afară. Zic, mă plouă, nu mă plouă. Când am deschis netul, zic, ia să văd cine a luat o scară. Măcar așa, zic, ce te-ai uitat? Cine-i grosul de mecanica fluidelor? Nu, cred, dar ce-ai făcut tu de dimineață? Adică, înțelegeți ce vreau să spun? Pe mine, treburile astea mă camerită. Bă, nu ai un interes așa, cel mai mare eveniment artistic. Ia, bă, să văd ce trebuie face film, mă duc. Deci, eu cred că a luat actorul, nu-i cunosc numele adevărat, care a jucat rolul lui Hawkins. Nu? Așa, filmul se cheamă cum? Despre orice și despre nimic. Știi cum? Da. Ca poveste așa, e o treabă printr-o întâmplare a sorții, sigur, l-am văzut, nu poți discuta cu el, bănuiesc, decât dacă ai o anumită aprobare. Însă imaginea este, să spunem, impresionantă, mai ales un anumit context, dar poate mai discutăm despre aceste lucruri. Deci, pentru cel mai bun actor, a luat premiu filmul Teoria despre Everything, nu? Everything, nu? Deci o teorie. Corect? Cam asta. Nu știu exact titlul, că nu m-am uitat la el, dar dacă cineva are un mobil, poate ne spune în pauză și scrie acolo titlul exact. Dar este despre o teorie despre everything. Întotdeauna când spui everything, îți vine în minte, sigur, nothing. De exemplu, Hawkins ăsta, prin ce s-a remarcat el? Ce credeți? Eu cred că prin găurile negre, dar e posibil prin teoria aceasta. Și ce spune în general asta? Știe cineva să-mi spună? Așa, grosso modo, că nici eu nu știu, vă dați seama, dar ca idee. Adică se spune așa că există un anumit loc în univers unde gravitația este atât de mare încât nici lumina nu poate să mai iasă de acolo. Adică se duce și lumina și din cauza asta ne mai ieși nimic. Este, se spune, o gaură neagră. Adică este un fel de aspirator total. Sunt niște cărți despre timp. Se spune problema dacă timpul acolo există sau nu. Sigur, sunt niște lucruri interesante. Și unde unde și-a desfășurat activitatea și unde e profesor? La Cambridge, UK. Așa. El are o poziție de profesor acolo. Se cheamă Lucasin Profesor. Lucasin este titlul catedrei. Și printre cei care l-au ocupat, care au ocupat această poziție, a fost Newton, dacă nu mă înșel, a fost primul, pentru că Lucasin a fost profesor. Și numai marile personalități ocupă o astfel de poziție. Adică a fost și un profesor de mecanică a fluidelor, dacă nu știu, Stokes, nu știu dacă a fost, dar alții au fost. Bun. O teorie despre tot ce se poate. Ei bine, noi în această parte a doua a cursului vom discuta ceva de tipul acesta. A theory about everything. Cel puțin un număr de 3-4 cursuri. Iar scopul este de a
pune în evidență și de a încerca să modelăm ceea ce în mecanica fluidelor poartă denumirea de turbulență. Este domeniul cel mai important al mecanicii fluidelor, cu aplicațiile cele mai evidente, dar este și modelul, adică, cum să vă spun eu, teoria cea mai dificilă, în cazul în care noi spunem că ea există. Din cauza aceasta s-a potrivit cumva cu titlul acestui curs, deoarece turbulența în sine nu are până astăzi o reprezentare coerentă, unanim acceptată. Este un domeniu foarte interesant și din cauza asta țin să-l fac poate puțin diferit față de ceea ce implică în educația dumneavoastră, pentru că turbulența este partea mecanicii fluidelor cea mai apropiată de viață. Ca să puteți înțelege turbulența, în primul rând trebuie să înțelegeți anumite acțiuni ale dumneavoastră. Dumneavoastră fiind anumite particule într-un proces dinamic, care reprezintă, să spunem, evoluția vieții. Turbulența, ca structură și ca modelare, are conexiuni absolut în toate domeniile. Și foarte multe domenii care par, să spunem, depărtate de turbulență. Cum ar fi, de exemplu, modele statistice pentru populații, evoluția unor infecții, creșterea tumorilor din organism în cazul bolilor, evoluții economice și așa mai departe, toate au la bază cam același model de reprezentare similar cu cel al turbulenței. Pentru a putea însă înțelege turbulența, dumneavoastră trebuie să aveți în permanență un fel de reprezentare matematică, pentru că reprezentarea matematică îți dă o anumită structură ce se bazează, sigur, pe anumite principii pe care noi le folosim în reprezentarea evoluției fenomenelor din natură. Și, de exemplu, până în prezent, dumneavoastră știți două principii majore. Este principiul conservării masei, care pentru un fluid incompresibil înseamnă divergența viteze egală cu zero. Fluid incompresibil înseamnă, vă reamintesc, că densitatea lui este constantă. Și avem principiul conservării impulsului, care în final te duce la ecuația Navier-Stokes și o scrim din nou în acest fel. Deci accelerația convectivă, cum bine știți, după care vine forța masică, forța de presiune și într-un final forța de plecare vâscoasă, da? O știți din primul sens. Deocamdată nu am discutat, de exemplu, de conservarea energiei. Sigur, vom vedea și conservarea energiei joacă un rol important. E bine, în finalul primului semestru, noi am discutat puțin ecuația Navier-Stokes prin prisma numărului Reynolds. Adică, dacă noi adimensionalizăm această ecuație, ecuația Navier-Stokes, și voi folosi mărimea dimensională, atunci eu pot să scriu în felul următor, că am numărul Reynolds aici, vine partea de accelerație convectivă, după care vine tot numărul Reynolds și am rho b plus gradient de p, și este egal cu Laplacian dB. Deci aici nu mai este rog, da? Dacă se folosește numărul Reynolds. Deci toate mărimile, în acest caz, sunt mărimi adimensionale. Deci ăsta înseamnă că e aici și punem așa.
mărimea dimensională. Cine este numărul Reynolds? Vă reamintesc, numărul Reynolds este un raport dintre forța de inerție, adică această parte de aici, energia, inerția convectivă, și forța de frecare viscoasă, adică este egal cu rho V0H supra eta, în care V0 este scala vitezei, H este scala spațială în care are loc procesul dinamic. De exemplu, în această mișcare, cu forfecare simplă, dumneavoastră știți că dacă placa de sus se deplasează cu o viteză V, care în acest caz poate fi considerată viteza V0, într-un final vom avea o distribuție de viteză liniară, dimensiunea fiind H între cele două suprafețe. Deci asta e mișcarea cu forfecare simplă, cea mai simplă mișcare. Și am atras atenția că în cazul în care numărul Reynolds tinde către zero și aduce aminte cineva cum se cheamă ecuația Navier-Stokes, are o denumire specială când numărul Reynolds se duce către o valoare foarte mică, la limită, tinde către zero. Se cheamă o aproximație, sigur, nu vă cer... Aproximația Stokes. Stokes. Vezi ce înseamnă, domnule, treaba auditiv-vizuală, știi? Când te întreabă ceva, nu știu, dar zici primul cuvânt, asta e ca la suflări, știți, la teatru. Adică ăla stă, stă și dacă îi zici primul cuvânt, pac, pleacă toată fraza. Dacă nu știi primul cuvânt, s-a dus. Deci se cheamă aproximația Stokes. Aproximația Stokes îmi spune mie, practic, pentru că aici mai sunt niște numere, știți, dar le-am pus în cazul de față egală cu 1. Numărul Flood, numărul Euler, aici este numărul Struckal, însă termenul care va dispare când numărul Reynolds merge către 0, este tocmai acest termen al accelerației convective, cel mai urât termen din ecuația Navier-Stokes. Deci dumneavoastră, pentru a înțelege puțin mecanismul turbulenței și modelul de turbulență, trebuie să aveți această proiecție matematică și să înțelegeți ecuația Navier-Stokes. Pentru că toată discuția aici, pe care noi o vom avea, este în funcție de ce soluție are ecuația Navier-Stokes pentru diverse valori ale parametrului numit numărul Reynolds. Revin. Acum, ecuația Navier-Stokes trec în formă dimensională din nou și scriu așa rho dv la dt, ca să fie mai simplu, aceasta este derivata materială, este egal cu rho v minus gradient dp plus eta 0 la plasian dv, deci este ecuația de mișcare Navier-Stokes. Iar în cadrul aproximației Stokes, eu scriu aici ceva de genul acesta. Rho B minus gradient de V plus eta 0 la plasian de V. Deci ăsta este Stokes. Și aici este Navier-Stokes. Adică observați, practic, am scos accelerația convectivă. Ori această formă este valabilă când numărul Reynolds îl puneți mult mai mic decât 1. Iar această formă se spune că descrie mișcarea laminară a unui fluid viscos. Dumneavoastră așa știți din primul semestru că ecuația Navier-Stokes descrie
ceea ce se cheamă mișcarea laminară, ci ce este o mișcare laminară din punct de vedere al numărului Reynolds, înseamnă că este o mișcare în care numărul Reynolds este mai mic decât un număr Reynolds critic. Și atunci mișcarea se spune că este laminară. E, acum vine treaba nasoală. Treaba nasoală este în felul următor. Că, de fapt, această ecuație este valabilă pentru orice valoare a numărului Reynolds. Vedeți? În cărți, așa este tradiția de a spune, că ecuația Navier-Stokes este valabilă numai pentru mișcări laminare. Deci mișcări în care numărul Reynolds e mai mic decât o valoare critică. Vă aduceți aminte să vizualizăm ce este o mișcare laminară, de exemplu? Poate să-mi spună cineva? Rotorul vitezei trebuie să fie 0. Poftiți? Rotorul vitezei trebuie să fie 0. Bă, de unde le scos ta? Adică... nu are treabă cu rotorul vitezei. Dacă rotorul vitezei este 0, înseamnă că mișcarea este potențială. Dacă mișcarea e potențială, asta este. Pentru că atunci are rotorul egal cu 0. Este irotațional. Dar eu v-am întrebat altceva. Un gândac? L-ai speriat? Sau l-ai scos din buzunar? Nu, dar a căzut și a văzut ce zgomot a făcut. Dar nu cred că gândac. Așa. Revin la problema Navier-Stokes. Deci... o mișcare laminară, cum ți-o reprezinți tu? Haideți să trecem puțin acum de la matematică la o reprezentare vizuală. Am mai discutat și la examen cât de cât s-a putut chestia asta. Da? Sunt straturi de fluid paralele care nu se amestecă. Între ele. Bun. Deci asta, aveți o imagine a mișcării laminare. Deci ai, de exemplu, profilul tău de avion și aici vei vedea că straturile de fluid alunecă unele față de altele, nu neapărat, să spunem, paralele, se pot face, de exemplu, să apară vârtejuri, dacă am o curgere peste o dreaptă, dar oricum important este ceea ce a spus colegul dumneavoastră, nu se produce niciun salt a unei particule de pe acest strat, pe stratul superior sau pe stratul inferior. Asta este o mișcare laminară. Adică o mișcare laminară înseamnă când dumneavoastră ieșiți de pe, din sală, așa fiecare urmează un traiect, lumea nu se grăbește, adică nu moare nimeni. Dacă însă un disperat din spate, bă, dați-vă, așa, începe, așa, se produce o îmbulzeală și normal că se face un schimb de persoane între straturile existente. Da? Deci cam aici este lucru. Se spune în felul următor, că ecuația asta Navier-Stokes, clasic, în interpretarea clasică, este capabilă să descrie numai astfel de mișcări laminare în care nu se produce amestecul dintre straturi. Și acest lucru s-a observat experimental, este valabil numai dacă numărul Reynolds nu depășește o anumită valoare critică. Această valoare critică, de exemplu, pentru o conductă circulară dreaptă este 2300. Dacă conducta este pătrată, este în jur de 1000. Dacă ai o bifurcație, este în jur de 200. Și așa mai departe. Nu este importantă valoarea, ci e important conceptul că nu se produce amestecul de substanță.
Ce se întâmplă însă, mai apoi, dacă numărul Reynolds, de exemplu, crește? Ea devine turbulentă. De ce? Pentru că el crescând începe, vedeți dumneavoastră, un fel de suprapunere a unor mișcări de oscilație față de linia aceea de curent paralelă, ori aceste, să spunem, mișcări perturbatorii, într-un fel, care perturbă frumusețea curgerii, se amplifică în domeniul curgerii și atunci ele vor împinge particulele dintre straturi, astfel încât se produce amestecul lor și dispare, să spunem, forma ordonată de deplasare a fluidului. Deci cam asta ar fi, să spunem, fenomenologia. Și așa lumea a zis, dom'le, cum pot eu să-mi fac un model pentru a reprezenta mișcarea turbulentă? Ei observau că matematic nu mai pot face soluții, nu mai pot genera soluții corespunzătoare realității pentru sistemul de ecuații Navier-Stokes. De ce? Pentru că dacă facem soluția ecuației de sus în adimensional, atunci este evident că o soluție trebuie să fie dependentă de numărul Reynolds. Este normal, nu? Pentru că avem forma de sus, deci viteza în orice punct aș lua eu va fi o funcție de spațiu și de timp, dar și de mărimea numărului Reynolds, pentru că el apare în ecuație. Deci numărul Reynolds este ceea ce se cheamă parametrul care va influența mie direct soluția. Acest lucru este matematic. Însă această observație matematică are corespondent în realitate, pentru că eu de regulă ce fac? Păstrez fluidul, e aer, e apă sau ulei și cresc viteza. Păi dacă îi cresc viteza, vedeți dumneavoastră, cresc numărul Reynolds. Și atunci, sigur, depășesc valoarea critică și apar aceste procese. De soluția ecuații Navier-Stokes depinde, evident, de numărul Reynolds. Ori în matematică s-a văzut că dacă această valoare este mare a numărului Reynolds, eu nu mai pot obține soluții. Nu știu dacă dumneavoastră aveți prezentarea aceasta făcută la matematică, când aveți o ecuație, că este ea o ecuație algebrică, că este o ecuație diferențială sau cu derivate parțiale, care este una din ecuațiile cele mai complexe. Cum sunt acestea? Ecuații cu derivate parțiale, ecuația Navier-Stokes. Există două lucruri pentru un matematician. Dacă soluția există, cu alte cuvinte, de exemplu, dacă am așa, am ecuația x pătrat plus 3 este egal cu 0. Am soluție? Da. E, vezi, dintr-o dată încep să se pună. Dacă puneam aici x pătrat minus 4 egal cu 0, era mai ușor. Dacă pun x egal cu 1, este și mai ușor. Dacă la pronoscop. N-am mai jucat de mult. Vedeți? Ori matematicianul se spune, dom'le, de exemplu, în domeniul real, pentru că ăla mă interesează pe mine, ecuația mea are soluție sau nu are soluție? Vă aduceți aminte, de exemplu, din clasa 8-a, când făceați discuția ecuației de gradul 2 funcție de un parametru? Mai țineți minte problema asta? Pentru că aveai un parametru în ecuația de gradul 2,
calculai discriminantul și puneai condiția. Dacă e mai mic decât 0, am două soluții. Așa, dacă e mai mare decât 0, am două soluții reale. Și așa mai departe. Vedeți? Și acolo era discuția față de un parametru a soluțiilor. Ce tip de soluții am? Însă măcar știai că vei avea întotdeauna o soluție. Că ea este complexă. Câteodată aveai o ecuație de gradul 3, aveai două soluții complexe și una reală. Și o oprești pe aia reală pentru că pe tine te interesează numai soluția reală în spațiu real în care lucrezi. Corect? Este exact ceea ce a făcut Hawkins, că de fapt gaura neagră este un fel de soluție a unui complex de ecuații, dar o soluție care nu a fost băgată în seamă până la el, înțelegeți? Pentru că a zis, bă, nu mă interesează soluția aia. E o aberație. Dar uite că aberația aia există. Deci în cadrul ecuațiilor, noi avem două probleme. Odată să văd dacă soluția există cu adevărat. Este foarte important. Dar al doilea lucru mă mai interesează, dom'le, este unică sau nu este unică? De exemplu, soluția asta a ecuației x pătrat minus 4 nu este unică. De ce? Că pot să am soluție x egal cu 2 și x egal cu minus 2. Deci am două soluții. Observați? Și atunci, pentru matematician, acestea sunt lucrurile importante. Acum se pune următoarea întrebare. Ce reprezintă o ecuație de tipul acesta? Ecuația, așa cum știți din primul semestru, reprezintă o expresie matematică a unui principiu. De unde știu eu dacă principiul respectiv este bun? De unde știu eu că masa ori accelerația egal cu suma forțelor și nu masa ori accelerația la pătrat este egală cu suma forțelor? Vedeți? Dezvolt o ecuație matematică, ecuația matematică o rezolv pentru niște cazuri practice și văd dacă cazul practic este reprezentat corect de soluția ecuației. Deci asta este. Deci, din punctul acesta de vedere, dacă ecuația Navier-Stokes nu are soluție, înseamnă că este o problemă majoră. Înseamnă că ea nu poate descrie o curgere. Nu, curgerea există. Nu, curgerea e defectă și ecuația Navier-Stokes e bună. Iar al doilea lucru este să presupunem că eu am această soluție, pot să demonstrez matematic că am soluție până la orice număr Reynolds, numai că această soluție nu este unică. Adică o găsesc sau nu găsesc, sau dau de una sau pot să dau de cealaltă. Ambele sunt bune. Adică și că promovezi examenul și că pici. E, nu e chiar așa, vedeți? Deci, toate aceste lucruri fac un ansamblu în care noi vom discuta despre mișcarea turbulentă. Dar, din punctul meu de vedere, discuția despre mișcarea turbulentă este o discuție mult mai largă despre modul în care noi suntem capabili de a reprezenta fenomene dinamice complexe, prin fenomene dinamice, înțelegând, de exemplu, și nu numai curgerea, ci fenomene sociale, mișcări sociale, de exemplu, creșteri de populație, se bate ea în Ucraina sau nu se bat, sau de ce se bat. Adică toate aceste lucruri, căderea piețelor financiare, scăderea prețurilor la petrol, toate au aceste reprezentări care sunt comune, să spunem, fenomenului numit turbulență. Din cauza aceasta, cred că pentru turbulență se potrivește perfect titlul filmului respectiv, o teorie despre absolut tot ce se poate. Hai să luăm o pauză.